tuturor, mâine este secție de procurori în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, unde se ia în discuție cererea de suspendare din funcție a lui Lucian Onea, fostul șef al unității de elită, mai exact Direcția Națională Anticorupție din Ploiești. Bun, probabil vă întrebați ce anume s-a întâmplat acolo, pentru că știm prea bine, Lucian Onea de luni bune este suspendat din funcție. Haideți să vă explic puțin această situație. Pe data de 24 septembrie, lui Lucian Onea i-a expirat măsura controlului judiciar dispusă de către procurorii de aici, de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Aseară însă, pe data de 25 septembrie, Onea a fost chemat aici la PG, unde i s-a adus la cunoștință faptul că i-a fost prelungită această măsură a controlului judiciar pentru următoarele 30 de zile. Între timp însă, Onea apucase să se adreseze Consiliului Superior al Magistraturii cu o cerere spunând că este un om liber, nu mai are interdicții, drept pentru care dorește din nou să fie procuror. Iată că cei de la CSM s-au și pronunțat, i-au admis această cerere și practic Onea a fost procuror pentru câteva ore, pentru că spuneam la începutul acestei intervenții, mâine dimineață la ora 9 este secție de procurorii la CSM și se ia în discuție o nouă suspendare a lui Lucian Onea. Cât despre acesta și despre procurorul Mircea Negulescu, procurorul Portocală, anchetele, acțiunile disciplinare pe numele lor de la Consiliul Superior al Magistraturii sunt însă închise, blocate la ora actuală, până când procurorii de aici, de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, finalizează dosarele ce-i vizează pe aceștia. Vedem până la urmă câte dintre ele vor fi și trimise în judecată.